Hopa! Hopa! Suntem live! Hai cum mă trăiți, suntem! Fie mai să treci mine să își parfumați! Bine ați venit, Nas Tănas! Primul, era să zic și singurul, nu mai suntem singurul, primul canal în România destinat exclusiv recenzorului de parfumuri, dar și parfumerie în general, unde nu se vinde nimic și încercăm să ne învățăm și unii pe alții și unii cu alții, mai ales! Unde nu dăm voie la chestii urâte, unde da, este cenzură pentru că toată lumea este egală și echitabilă. Vorbesc prostii. Bună dimineața, n-am dormit. Asta e. Astăzi facem o sesiune informativă despre ceva care nu pică în mâinile nimănui prea des și pentru care trebuie să mulțumesc doamnei Caitlin Donovan. Caitlin este o artistă de pe aici, de pe la noi. Foarte indie, așa, și foarte altfel. E de-a noastră, ca să zic românește, care a avut pe vremuri o parfumerie indie în Portland și care acum, după 8 ani de când n-a mai făcut parfumuri, s-a apucat din nou de făcut parfumuri, dar este puțin covârșită așa de volumul de informații și volumul de lansări și volumul de influențări și așa mai departe, pe care îl vede în zilele noastre pe internet, drept care a luat-o frumos femeia, așa cum am face-o cu toții, și a început să zică bună ziua. Bună ziua, pe mine mă cheamă așa, fac așa, vreți să ne cunoaștem? Hai să ne cunoaștem. Mie mi-a plăcut abordarea asta pentru că așa practic și eu, după cum mulți dintre voi știți. Și când mi-a oferit să-mi trimită din câteva fioli din ce a început ea să facă, bineînțeles că m-a oferit să plătesc transportul, așa îmi pare corect, mai ales când e vorba de case noi. La început a zis că da, dar când a venit vorba să-i plătesc, n-a mai vrut să mă lase. Și pe lângă niște lucruri de mirosit pe care încă eu nu le-am mirosit, casa ei se numește Vireo Parfum, mi-a trimis și câteva ingrediente, pentru că m-a auzit vorbind despre ingrediente pe canalul în engleză. Mă vede vorbind despre ingrediente în videourile mele de pe Instagram. Așa că mi-a trimis la testare și pentru nasul și informația generală trei lucruri, dintre care unul va fi disecat astăzi. S-ar putea asta să fie o ședință destul de scurtă, pentru că nu sunt foarte multe lucruri de spus despre ambretă. Asta este subiectul de astăzi. Am să vi-o și arăt și vorbim așa adiacent și despre o metodă de extracție, ca să înțelegeți măcar un pic despre ce este vorba. Nu că eu sunt mare specialist, dar încercăm să ne învățăm unii pe alții și unii cu alții, cu toții, la grămadelea. Ia să vedem cine avem. Nare Andreea, bună dimineața. Eduardi, bine ai venit. Crocodil Sexos, tot nu-mi zici cum te cheamă, ha? Bine bre, zi-mi măcar de unde vii. Elena Țurcan, spuneți-mi și de unde vă logați, vă rog frumos să nu ne ajung cior. A venit mama, bun. Asea, lăcrămioara, hai cu mătră. Marie Mihalache, bine ai venit. Așa, 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 din Viena. Loha, din Anglatera. Ioana, Marea Necula din Brașov. Bine ai venit, Mihaela Matei. Bună seara, Cosmina Toma, cred că de la Iași. Parcă? Așa, dacă mă țin minte bine, suntem mulți. Florin din Androle, tot din Anglatera. Maria Leahu, bună seara, Minot Dora. Hotea sau hoția din insula Man, oh my goodness. Și tu ești departe, mulți mai sunteți departe. Hi from Pakistan, Hikmat, Sher, Afridi, sir, this is not the English version. See you on Thursday. I mean, you can hang out, but this is going to be a lot of blabbering and a lot of talking because today I'm doing an info episode about muskmallow and Brett seeds. So I'm going to switch to Romanian now. But you're welcome to stay. Ingrid Marcoianu, bine ai venit, Letizia Turlă, bine ai venit din Oradea. Ramona Casian din Suceava, Dan Lăzărescu, bine ai venit. Sa, și Lungu Simura, și Gabriela Șervan, suntem mulți. Și Pavel Lucian Hrelescu, stați că-mi sare, așa, Linia Dobrinescu, Gheza din Praga, Wiki, bună seara, să-mi zici tu de unde vii și dacă nu te superi, cum te cheamă de la mama ta? Iuliana Chirițoiu, din la Moldova. Care Iuliana trebuie să-și facă bed and breakfast. Deci fiți atenți cu pensiunea. Hai Iuliana cu pensiunea, ca să vedem și noi să facem reuniunea de nasoși.
Mihaela Grabile de la Bacău, Crămioara, Așa, Vasluiu, Bucureștiu, Asasasa, și Tecuciu, și Roxana din Alba Iulia, și Diana Cibotaru din Olanda. Da, așa, crocodilul. Păi da, și ce treaba mea, fragrant, ca roșu crocodilul, ăsta n-are și el nume de la mama lui? Nebotezatule. Nu știu eu, cu fragrantica românească m-am lăsat foarte devreme de fragrantica românească, că era nu pe gustul meu. Alexandra Cat, din Zala Oanu, da, din Roman, am înțeles, am greșit. Amalia, cât, și la, așa, bun. Haideți că avem cu like-urile deja din gratis, așa, ce-mi place mie să nu fac nici ca să primesc like-uri, îmi place de bord. Din Berlin, Elena Băltuță, bine ai venit. Și aia mică din București, în drum spre Buftea. Astăzi, așa cum am spus, vorbim despre moscul alb. Că pit românește și în traducere, văd că așa îi se spune peste tot. Are foarte mult în nume acest mosc alb. Dar eu am mai vorbit despre moscul natural în episodul cu moscul natural, cu mirosul de cur, cu alea. Aveți acolo, cred că o oră de informații, dacă vreți să revizitați. Vom vorbi despre nitromuscuri și despre moscurile moleculare, făcute în laborator, altă dată. Vom vorbi și despre recrearea moscurilor din ingrediente naturale în combinație, altă dată, pentru că încă lucrez la treaba asta și nu am cunoștință decât de vreo două persoane, nasuri, care lucrează la treaba asta în momentul de față și nu vreau să le stric ploile nici lor. Așa că treaba cu moscul este destul de complicată. Ieri, de pildă, m-am băgat iar în rahat, că mi-a luat în mosc, practic. Mi-a luat grea pe dinainte și am corectat pe cineva pe Instagram, pentru că mor când văd lumea care propagă informații de aiurea. Bineînțeles că răspunsul atunci când corectez pe cineva sunt de două feluri. Unul e ăla normal, care zice, vai, mulțumesc, mi-a scăpat, sau vai, mulțumesc, chiar n-am știut, corectez acum. Și altul este, da, de ce? Da, pe amătii din astea, pe din dos și prin private messaging. Deci frumos. Deci m-am certat cu un parfumier care, la fel ca ăla care zicea că ambra gri vine din spermă de balenă, ceea ce e o splendoare și un fals, ăsta de ieri spunea că Zibeta, căreia el îi spune tot mosc, deși, mă rog, n-ar trebui, părerea mea, este de trei feluri și că el cu Zibeta aia, cu pipilua, cu ăla care face caca cu boabe de cafea, băi, zic, stai uleac, da, e tot Zibeta, dar n-are treabă ăla cu cafeaua, da, e foarte romantic, cu ăsta cu Zibeta cu, de interes comercial, care se crește numai în Africa. Și a început ăla să-mi arunce mie cu certificate firmeneș, care sunt scrise în limbaj legal, ceea ce înseamnă că nu spun nimic. Și să-mi arate el mie că el folosește nu știu ce. Și eu încercam să-i explic, da, bă, nene, tu amesteci, dar dacă nu știi de unde vine. Și ăsta zice că nu poate să garanteze decât că Zibeta n-a fost testată pe alte animale, nu înseamnă că este cruelty free, așa cum ai spus tu. Mă rog, astea sunt niște introducții foarte, foarte lungi, dar m-am băgat în mosc foarte adânc pe Instagram, astfel încât astăzi sunt fresh și vreau să vă povestesc despre moscul alb. Moscul alb, mamă, ce introducere. Știți de ce n-am dormit azi noapte? Că am râs ca tuta. Am făcut cercetări pentru un articol pe care trebuie să-l predau astăzi pentru jobul meu, pentru high-tech. Un articol pe care trebuie să-l scriu despre un white paper. Mă scuzați de introducerea asta foarte lungă. Un white paper scris de altcineva. Deci firma asta a venit la mine și a zis: bă, ne-a scris deșteptul ăsta sau deșteaptă asta un white paper, care e un fel de lucrare de cercetare sau, mă rog, un fel de plan de lecție, ceva de specialitate, o lucrare de specialitate. Și ne trebuie cineva care să facă un fel de rezumat, dar consumabil și care să sune bine și pe care să-l înțeleagă lumea. Și noi nu prea avem aici pe cineva care să înțeleagă ce a scris ăsta în white paper. Hai să ne scrii tu. Eu zic, sigur, azi trebuie să predau articolul despre lucrarea lui ăsta. În timp ce citesc lucrarea, fraților, can't make this shit up. În timp ce citesc lucrarea aia deșteaptă a lui aceala, după care eu trebuie să fac articolul, am descoperit în această lucrare foarte deșteaptă, scrisă de acest om foarte deștept, un citat care mă citează pe mine dintr-o altă lucrare pe care a scris-o pentru o altă firmă.
nu știu ce s-a luat, dar m-am bucurat teribil. În orice caz, n-am putut să dorm în această cauză, m-am bucurat în cercetare, trebuie să-i fac lui ăsta articolul și să-i explic de ce lucrarea lui ăla care mă citează pe mine nu este tocmai bună și așa mai departe. Foarte interesant cu intelectualitatea pe Silicon Valley, dar lăsăm asta la o parte. Astăzi vorbim din vulcan, binevenit. Da, Inception, pe bune. Samsung, Corina, binevenit. Mihaela Tagartoi, Țigărtoi? Nu știu, corectează-mă. Binevenit și tu. Așa, Șirina Stanciu din București. Mai avem cineva, Dana Elena de la Milano, Loredana Cosaș din Târgu Bureaș. Trebuie să ajung o dată așa și acolo. Și Dora Ardovapsgu. Nu, așa, din Arad. Bun, haideți să trecem la oile noastre. Am zis că o să fie un episod scurt, dar vă ca în limbareță, ca de obicei când s-o obosită. Astăzi vorbim despre moscul alb. Moscul alb, așa cum îl vedeți în parfumerie, declarat mai ales pe forumuri și pe directoare. Today so much happy because I'm extremely, extremely tired. And I'll tell you on Thursday why I'm so amused. I'm not sure if happy is the right word, but I'm very amused about something that happened last night. I'll tell you on Thursday. Moscul alb o să-l vedeți pe directoare că apare ca mosc alb sau ca ambretă și o să vedeți acolo niște chestii, niște spârcuri mici și maro care arată ca niște căcărezi. Astăzi o să fie cu mânjeală, că așa se lasă întotdeauna. Și care arată așa, o să-l scot imediat și o să vi-l arăt individual, dar ca mărime, ca să aveți o idee, cam astea sunt. Deci așa, cât o boabă, cât o jumătate de boabă de piper, cam așa ceva. Bun. Sunt niște bovițe care vin de la o plantă numită Abelmoscus moscatus. Abelmoscus e numele latin și se folosește de foarte, foarte multă vreme. Moscatus pentru că este iaca, surpriză, asemănătoare moscului natural. E o plantă, îi se mai zice și hibiscus de mosc. N-are treabă cu planta de hibiscus pe care o știm noi și pe care alte nații o folosesc, ori alte zone de pe pământul ăsta o folosesc la ceai. Bună seara, Paula! Și mai degrabă este folosită în, sau folosit, înrudită, mi-am pierdut românească, româna, cu bamele. Care bamele astea sunt așa un fel de chestie pe care eu nu înțeleg, probabil ceva primitiv, n-am idee cum s-au format bamele și melcozitatea lor. Dar asta e, deci e în familia bamelor și din plantă se folosește cam tot. În afară de rădăcină, despre care eu n-am auzit în ultimii ani, de când fac eu cercetări, nimic, se folosește cam tot de la plantă, lăstarii, proaspeți, frunzele se folosesc la salate și la mâncare și la chestii de genul ăsta. Florile se folosesc la aromatizare, intens la aromatizare, adică se pun în lichioruri, se pun în tutun, se pun în ceai, se pun în chestii cosmetice. Și dulciuri, cred că am văzut, aromatizate cu flori de ambretă. Nu știu ce miros au, nu știu ce gust au, habar n-am. Iar semințele astea pe care o să vi le arăt eu, sunt folosite dintotdeauna la parfumarea treburilor care au legătură cu corpul, dar și pentru mâncare. Așa că eu am să o comit astăzi dacă... Da, se cheamă A Nose Nose. Canalul meu în engleză se numește A Nose Nose. Numai că acolo vorbesc o dată pe săptămână despre chestii foarte rare, mai mult despre obscure. Dacă ai Instagram, mergi pe Instagram la A Nose Nose, că acolo este activitate curentă și doar legată de parfumerie. Deci semințele se folosesc la miros și la aromatizare, inclusiv la cafea, din câte știu eu. Ca să-i dea cine știe ce
soi de aromă. Nu-mi imaginez cum dau astea când le încălzești. Nu le-am încercat. Eu le-am primit și am vrut să le păstrez pentru primul nas cu voi, așa cum știți. Și primul nas e primul nas. Adică n-am voie să le ating de obicei. Miss și Seido, bine ai venit. Dar am să mănânc unul. Dacă vedeți că mă apucă fibrilațiile și mor aici de față cu voi, sunați la 911, cine, dacă am cineva prin America aici, sunați la 911 și trimiteți-l la 416 37th Street în Oakland, California. Ziceți-le că moare aia înnecată cu ambretă, da? Bă, înțelegeți? Bang! Nu, dacă, înainte să mor. Înainte să mor, stați, vă dau toată informația, măcar să fie scoasă din așa și la sfârșit facem testarea. Bun? Bine? Bine. Bun. Deci Abel Moscu este rudit cu bamele. Se folosesc toate părțile din plantă, iar semințele sunt cele care pentru noi au interes parfumistic, pentru că din ele se scoate un extras, n-am să-i spun extract, ori absolut, ori altceva, pentru că e undeva între și am să vă explic exact ce. Care e un pic viscos așa, din câte știu eu. Eu nu l-am văzut, acest extras, extract, nu l-am văzut în carneșoase. L-am văzut în poze, mi l-a descris lumea, nu l-am văzut, nu l-am mirosit în carneșoase. Mi-a venit Cozin, Cosmin și Alina. E galben pal așa, transparent complet, n-are niciun pic de nor, matitate, e un pic viscos așa. Din când în când are particule, dar de obicei alea se cam stau în suspensie, nu se așează la fund și poți vezi prin ele. Dani din Belgia, bine venit. Da, așa, da. Bine, strange them. E viscos la temperatura camerei. Din câte știu eu, se comportă diferit atunci când este încălzit, dar la temperatura camerei este un pic viscos și un pic gelat așa, ca textură, din câte știu eu, un pic ciudat. Lumea mă întreabă foarte des, dar de unde știi, domnule, cum miroase cu tăriță? Dar de unde știi cum miroase aia? Unele le-am testat pentru că eu comand foarte des materiale parfumate. Ca să le pun eu mâna acolo, să văd eu mânjeala, să nas, să-mi bag în nas, în gât, în și așa mai departe. Nu chiar și așa mai departe, dar înțelegi ce vreau să zic. Altele am învățat cum miros prin eliminare. Ăsta este unul dintre ingredientele, una dintre notele pe care le-am învățat prin eliminare. Am învățat să le recunosc în parfumuri prin eliminare. Nu știu dacă aș putea să le descriu în vacuum, așa, în vid, să descriu doar nota aia afară dintr-un parfum, dar știu să explic ce fel de moscare imprimă unui parfum și știu să o recunosc în parfumuri cu ochii închiși. Și am făcut asta prin comparare side by side a parfumurilor aproape solinotă cu unele și cu altele de-a lungul anilor. Acum știu că e o chestie foarte vagă pentru mulți dintre voi care de-abia sunteți la început și de-abia apucați să experimentați cu note și să învățați chestii de parfumistică în ceea ce privește materialele pure. Dar nasul știe sau nu știe, dar doamna știe. That is awesome. Deci noi aveam prieteni mulți din Pakistan, pentru că sunt foarte mulți parfumiști pe acolo. Sunt foarte mulți susținători de ai lui Sultan Pasha. Și de multe ori vin și pe videourile în engleză. Mi-e drag de ei, nu mai pot. Aș fac e altul și Afridi e altul, Hikmat. Bun, de Daniela din 82, bună seara, să ne zici de unde vii. Diana Dintrescu din Brăila, bine ai venit și anjoara, bună seara. Asta e tare, nu știe sau nu știe, dar doamna știe. Mi-a plăcut, mai fă din astea. Bun. Spuneam că știu că descrierea asta a procesului meu este destul de vagă, dar având în vedere vorbim despre mirosuri pe care eu nu pot să vi le explic sau să vi le trimit prin calculator așa, să vă iasă câte un nor de fâsuri în nas, ca să înțelegeți despre ce vorbesc, trebuie să găsesc cuvintele și trebuie să vă spun așa cum îmi vine din capul meu explicația, cum vin ele. Da, ele cuvintele, ia explicația, mă înțelegeți. Astfel încât să vă, măcar să vă construiesc un punct de referință, dacă pot.
Nu înțeleg ce mă întreb, Dani. Te rog, clarifică. Bun. Ce să vă mai spun despre ambretă înainte să le dăm drumul? Este considerat un material safe pentru oricine, oricând și cam în orice concentrație, drept care nu am emoții foarte mari la amestecatul ambretei astăzi. Nu au fost cazuri de alergii interne sau externe, mă rog, de contact sau de ingestie, dar din câte am înțeles poate crea, dacă este consumat în cantități mari, în tutun, în cafea, în așa și așa, poate genera un pic de fotosensibilitate la aplicare, deci pe piele, când îl pui foarte pur, nediluat și foarte des, zona aia poate deveni fotosensibilă. Se arde mai ușor la soare, se schimbă la culoare și așa mai departe. Acum să vorbim despre profilul aromatic. Eu vorbesc des despre profilul aromatic când scriu articole, mai ales pentru nas-tă-nas. Nu s-a mai întâmplat de ceva vreme pentru că am opțiunea asta să vă zic direct. Chestii pe care eu o prefer, puteți să mă întrebați ce vreți voi și pot să nu mai trebuiască să tapez. Dar întotdeauna vorbesc despre profilul aromatic, care în cazul ăsta este în parfumuri și în combinație, e intens, e bogat, e moscat, e un pic floral, are note de tutun puțin, tutunul nu din țigară și nici din plantă, tutunul ăla mai mult de pipă așa. Are nuanțe de nucă, nucos. Eu zic nucos, dar aici intră și semințe și înțelegeți ce vreau să zic. Ca atunci când crapi o castană, ca atunci când crapi o nucă românească, ca atunci când desfaci o alună de pădure din foile alea de pe deasupra. Deci nucă proaspătă, nucă semânță, nucos, da? La grămadă așa. Are, bineînțeles, note animalice, se aseamănă un pic cu pielăria, dacă vreți. Vorbesc despre mirosul per total. A blană, dacă vreți, un pic a blană udă sau a respirației de câine. Asta, din nou, în combinație, în parfumuri, unde este folosită din ce în ce mai rar, pentru că totuși ambreta nu e o chestie atât de ieftină cât să garanteze uzul comercial pe scară largă. Moscul de laborator este foarte ieftin. Ieftin ca braga, îl bagă peste tot. Așa că asta e... Facem chipiuri, stai aproape că pregătesc lista de 10 chipiuri nescumpe pentru 2020 și da, stai aproape. Nu vi le dau chiar așa mură în gură. Mai stai o leagă că trebuie să lucrez. Trebuie să lucrez la listă. Iar Arabia nu e țară. Iar Rasasi este, să știi, înscris ca companie în Europa. Dar am înțeles. Am înțeles cerința. Gata, s-a recepționat. Băgat acolo. Ambreta se folosește din ce în ce mai rar, spuneam, pentru că nu este ieftin. Este un material vegetal, este un material care trebuie transformat. Este un material care, deși conferă foarte multe avantaje, pentru că e un fixator natural foarte bun, la fel ca și moscul de altfel, fixează elementele astfel încât structura moleculară este mai stabilă, nu se mai împute, na, nu se mai strică, nu se mai desfac legăturile, nu se mai pierd dintre note și așa mai departe. Motivul pentru care notele se pierd este fix asta, că în combinație diferitele elemente care au structură moleculară și proprietăți chimice diferite se desfac, se separe, na, ca uleiul și oțetul, da? Ca să se amestece trebuie ori alte elemente care ajută la omogenizare, glicerina face treaba asta pentru apă și chestii grase. Ori, mă rog, alte treburi, ori proceduri care să le țină toate grămadă într-o structură care are sens, că așa a fost gândită formula parfumistică. În momentul în care ceva intervine,
structurile alea se desfac și elementele mai slabe, mai ușoare, cu molecule mai mici, mai leneși, nu mai leneși, mai rapide, mai așa, se evaporă primele și atunci pierdem notele de vârf, rămânând cu ce mai rămâne, cu ce-ți nimerești. Când pe vremuri, dar și astăzi, multe dintre chestiile astea pe care eu tot le menționez, cu precădere moscu, ambergriu, unele dintre rășini, nu tămâia, dar celelalte, da, și vetiverul și ambreta, sunt fixatori și omogenizatori, adică ajută la păstrarea formulei intactă pentru mai multă vreme. Bun. Se amestecă așadar bine cu orice, dar din nou nu este foarte, foarte ieftin să folosești această ambretă. Ambreta se scoate. Și să știi că nu sunt cea mai bună persoană pe care să o întreb despre un mosc frumos, pentru că pentru mine moscul trebuie să fie ori alb, cum e ăsta, ca să fie vegetal și să-l simțim bine, ori animal, dar acolo sunt probleme de etică. Mie mi se pare că Reminiscence făcea parfumuri foarte bune, a fost vândută de curând și o să vedeți că în loc de Reminiscence, acum scrie Rem. Dacă vedeți Rem, eu n-aș mai recomanda cu atât de multă largheți, cum aș fi făcut-o înainte. Dar face parfumuri bine, bune, Reminiscence. Am înțeles. Sau ca pantofii tăi de tenis, nu știu ce înseamnă asta, dar cred că te refer la miros, că miroase a blană. Noapte bună, Hikmat! Good night, bud! I'll see you on Thursday. Ce spuneam? Nu știu ce spuneam! Mă scuzați! Vorbim despre metoda de extracție și acum trecem la extracția cu solvenți. Extracția cu solvenți, care poate fi de mai multe feluri, în general se întâmplă cu hexan, dar, ca în cazul ăsta, se poate face extracție de materie parfumată și cu ajutorul CO2, bioxidul, dioxidul de carbon, depinde de ce fel de profesor ați avut. Biodio, CO2-ul, nu este tocmai... Nu este tocmai un solvent, dar poate deveni un solvent. Procedurile nu sunt într-atât de cunoscute mie, pentru că n-am stat acolo la botul calului și la alambic să văd exact ce se întâmplă, iar pe noi la biochimie, deși am fost olimpică și așa, ne-a învățat niciodată doamna Boncan cum se face extracție cu solvenți. Drept care, nu mă simt confortabil în această postură de a vă învăța eu toți pașii pentru extracția cu solvenți, dar vă pot spune de ajuns cât măcar să înțelegeți ideea. Nu am să intru în extracția cu solvenți cu hexan și așa, pentru că acolo e mai complicat, dar o să vă vorbesc despre CO-biodio, CO2-ul, care e gaz, da? CO2-ul. Respirăm, scoatem CO2, biodioxid de carbon și anume. Ei, CO2 ăsta împreună cu alte câteva substanțe, în momentul în care îl presezi, îl comprim, nu trece direct în lichid, că voi știți, cele trei forme de starea materiei, bang, bang, bang. Nu trece direct în lichid de la gaz. Are o formă intermediară care se numește supercritică, stare supercritică. Eu traduc din engleză, cât de nou pe noi, doamna Boncan, nu ne-a învățat așa la laboratorul de biochio. Da? Bună, Iliana! Starea asta supercritică, eu mi-o imaginez ca un fel de ceață mai solidă, așa, mai lipicioasă, mai nu știu cum, ca un fel de ceață făcută din gel, așa mi-o imaginez în capul meu. Dar nu știu ce se întâmplă în camera aia. Hipobarică, hiperbarică, că e suprapresiune. În orice caz, bagă CO2-ul împreună cu materia din care trebuie să CO2-ul. Așa, foarte frumos. Bagă CO2-ul într-o cameră de presiune împreună cu materialul vegetal sau animal din care încearcă ăștia să extragă miros sau material parfumat. Îl comprimă, bang, 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 până ajunge în starea asta între gaz și plasmă. Da, cam așa.
și lichid. În starea asta, CO2-ul acționează ca un solvent, pentru că poate extrage printr-un procedeu pe care eu încă nu l-am masterizat, nu l-am învățat ca lumea, deci nu pot să vă explic fix pasul ăsta, dar mă mai interesez. Se comportă ca un solvent care poate extrage foarte, într-o manieră foarte tandră și gentilă, fără să distrugă practic materialul, partea parfumată, constituenții chimici parfumați din materialul pe care vrem să-l transformăm în chestie utilizabilă, dacă vreți. Da, vreți să lămuriți, vă rog frumos, care treaba cu Sugar Mama, Sugar Daddy, tocmai aici la mine pe chat? Hai că aștept, eu aștept. Să vedem. Și eu sunt curioasă despre ce-i vorba. Aștept, discutați. Terminați-vă conversația. Că cineva trebuie să o termini, ori Dan care a început de nu știu din ce, ori Alexandru care are neapărat acum nevoie de explicație acum. Deci eu stau și vă aștept să vedem ce este. Aștept, nu vă grăbiți, aștept, eu nu mă grăbesc. Adică trebuie să ies emisii la 12, că am descris. Da, aștept. Da? Nimeni? Perfect, hai să dăm drumul, da? Mai departe. CO2-ul, presat, plasmă, nu știu ce, scoate din bălărie, din rășină, din ce vrei tu scoți acolo, o treabă, care nu-i nici ulei esențial, dar nu este nici absolut sau alt fel de lichid cu care să se poată opera. E undeva între, deci rezultatul este undeva între. Dar compoziția constituenților chimici se păstrează pentru că nu este oxigen, pentru că nu... nici nu știu cum să se evită hidroliza, se evită o grămadă de alte proceduri care în general sunt distrugătoare și strică din compoziția chimică a constituenților parfumați. Nu știu să vă explic din nou cum procedura asta de extragere cu solvent CO2 reușește să nu facă toate treburile astea și cum de rămâi cu o treabă foarte, foarte apropiată de natural. Mai știu și că nu se disipează niciun fel de rezidu toxic, adică nu rezultă niciun gaz, nu nimic care să se emane după aceea. Deci e o chestie foarte conținută în această cameră hiperbarică. Cu alte cuvinte, nu se întâmplă nicio reacție chimică, na. Pur și simplu, aproape ca o presiune mecanică, îmi imaginez eu, ca o chestie, o procedură ca de presare, ca atunci când presezi la rece și faci suc din fructe. Așa îmi imaginez, din nou, nu știu toate treburile astea, dar știu că nu se întâmplă proceduri chimice, știu că nu există niciun produs de reacție și știu că după ce plasma asta se lipește de cei în camera aia și scoate brânza din lapte, ca să zic așa, se deschide camera și ajuns din nou la presiuni normale, CO2 trece din lichid înapoi în gaz, lăsând practic în urmă ceea ce scosese din materialul lucrat. Ca atunci când, nu știu să explic, mă ajută cineva? Dacă ați înțeles procesul? Dacă ați înțeles ideea? Nu e așa că ați prins ideea? Nu? 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 Nu știu. Mai bine de atât nu știu cum să explic. V-am spus că nu-mi găsesc cuvintele și mai ales că în engleză n-am încercat niciodată să descriu proceduri chimice sau financiare. Am avut probleme și acolo. Când lucram pe Wall Street trebuia să traduc materialele în română. Tezorii de Oriente, White Musk, da. Deși e făcut cu musc molecular, dar este foarte bun și are și lichen stejar. Bineînțeles că sunt secrete de fabricare sau chiar dacă nu sunt secrete, nu sunt cunoștințe pe care să le am eu.
Cred că ideea de bază este un fel de presare, da, unde să zicem că aerul devine lichid, să lipești apa din aer sau lichidul din aer, dă niște molecule pe care le ține strânse și le scoate din material. Și când dai drumul la cameră și aerul ăla din lichid treci din nou în gaz, dă drumul la ce a prins și îl izolează. Cam așa ceva. Și eu cred că am înțeles și nu știu să explic, așa după cum mă vedeți. Deci cam atât aș spune de extracția cu solvent CO2. Știu doar că mai știu doar și că sunt două proceduri de extragere depinzând fiecare de nivelul de presiune. Unul este select și unul este total. La ce select se creează extrasuri care sunt mai asemănătoare cu uleiurile esențiale, deci mai lichide, mai volatile, sunt lichide mobile, practic, cu care se poate opera. Iar extrasele, extrasurile totale sunt făcute la presiune mai mare și atunci produsul rezultat este alcătuit din elemente cu masă moleculară mai mare. Și atunci se apropie solide, ca o ceară. Ce rezultă are și forma materialului pe care l-ai pus acolo. E altceva. CO2, CO2, da. Deci cam așa. Deci de la extragere totală cu presiune mai mare rezultă chestii un pic mai solide, mai vâscoase, mai aproape ca o ceară din câte am înțeles. Deci cam asta e tot ce pot să vă spun eu despre ambretă și despre extragerea materialului parfumat din ambretă cu CO2, cu CO2, DIO-BIO, oxid de carbon și anume. Și nu mai știu ce să vă mai zic. Mai erau niște chestii despre CO2, parcă... știu că se folosește în chestii gen... de cafeinizare, ca să scoată, să separe pudra de cacao de masa grasă din cacao, se folosește pentru extragerea multor chestii parfumate din ierburi aromatice și din mirodenii, care altfel n-ar fi stabile sau și-ar schimba parfumul, mirosul după alte metode. Nu conține carbohidrați, nu conține săruri, nu conține alergeni. Un extras cu CO2 în general este complet antibiotic, este mai stabil, are viață mai lungă, deci termen de valabilitate practic mai lung. Se poate obține la temperaturi mai joase decât alte metode, cum ar fi distilarea cu abur. Astea au nevoie de foc, de timp, de foarte mult combustibil și așa mai departe. Deci un pic mai ușor de realizat și mai ieftin ca procedură. Yes, am citit și cartea de Patrick Shushkind, pe care vă recomand cu mare drag. E non-toxic, n-are miros. E o metodă de extragere foarte bună și foarte curată, dacă vreți. Și atât. Na, deci CO2-ul ne place. Ne place CO2-ul. Și atât. Acum urmează partea de mai mult. Așa. Acum testăm, da? Întâi mirosim ca să nu mor și pentru acest... Nu, întâi să vă arăt baba. Baba, hai cu baba! Ok. Numai că eu nu văd ce vedeți voi. Ia că așa arată. E ca o... Nu știu dacă se vede că... Așa, ia ca. Deci e ca o boabă de fasole, dar are niște dunguțe pe ea, riduri, cum are... De fapt, nu sunt riduri.
sunt ca niște caneluri foarte interesante. Mi-mi dragi de mor aceste boabe. Și ca să reușim în viață, am adus un mojar pe care eu de obicei îl folosesc la șofran. Da, e ca o, e ca o inimă mai grasă, e ca o, ca un rinichi, ca o boabă de fasolă, ca o ceva, dar grasă, nu-i foarte plat. Am adus un mojar pe care eu de obicei îl folosesc la șofran, dar care nu miroase, pentru că eu de obicei îl spăl de sar capacele. Șofranul mie nu-mi place când rămâne, mai ales că eu l-amestec, trebuie amestecat cu chestii grase ca să se poată extrage tot mirosul din el, ca și marihuana de altfel. Despre care eu v-am mai povestit, dar dacă mai vreți facem și despre cannabis ca element în parfumerie, că este mare nebunie și unul dintre trendurile ultimului an. În orice caz, am adus mojarul, dacă n-aveți, procurați-vă unul pentru chestii în general. Al meu e făcut dintr-o ceramică foarte grea, care este neemailată sau neglazurată pe dinăuntru, dar este foarte netedă, deci ajută la zăpăceală. Ok. Am băgat acolo câteva și am plecat la treabă. Cineva să cânte cu Liviu, cu Liviu Vasilic acum, vă rog frumos. Așa bine. Corect. Există riscul să rămână pesticide. Da, pentru că el scoate tot. Și dacă nu știi proveniența, dacă nu știi, cunoști proveniența, atunci e jale. Hai cu Moscu! Să știți că nu sunt chiar ușor de zdrelit. Mie mi se pare că sunt un pic umede, cum e, nu. Deci cum e, hai cu salcioara. V-am speriat câinii. Dacă nu v-am speriat câinii, n-am făcut nimic azi. Foarte dezamăgitor. Mă scuzați. Deci nu știu eu ce scot. Nu știu ce scot ăștia din... Ok, în primul rând este foarte dulce. Mult mai dulce decât mă așteptam eu. Foarte dulce. Calul merge, balapas! Nu s-a speriat nici pările. Nu știu eu cum e cu popasul, așa. Nu. N-am nicio treabă cu licuricea și nici cu lemnul dulce, nici cu anasonul, nici cu masticul, cu nimic din zona aia. Nimic. Bă, brr. Deci este moscat, miroase a cur, o leacă. Nu miroase a cur, miroase a... Pardon, scuzați. Miroase a... Prohab. Un pic. Deci o sudoare așa, un pic coioasă. Mă iertați, dar trebuie să vă zic pe românește, că altfel nu înțelegeți. Bun, e un dulce un pic grețos, sincer. Moscat, foarte... Mi se ia capărul pe braț. De câte zile nu e de festival. E mai proaspăt așa, e mai... Nu mai de autobuz. Iar o iau razna, mă ceartă mama. Mama care altfel este foarte colorată și are explicații. Deci, bineînțeles că este doamnă, eu n-am avut niciodată pretenții de domnie, dar mai băgăm o dată. Dar e miros foarte bogat, miroase bogat, nu știu să explic. Miroase complicat, miroase foarte stratificat. Cea mai pregnantă zonă de miros e pe nucă și pe sămânță. Miroase a sămânță, a nucă, a castană crudă. Un pic amidonos, așa. Da, da, marțea nu era cu mânjeală. Ei, las că suntem domni vineri, facem frumos.
Deci cea mai pregnantă subnotă din mirosul total aici, la boaba zdrălită, sămânța zdrălită, este de nucă, sămânță un pic cojoasă. Imaginați-vă că zdrobiți o sămânță de floarea soarelui, dar cu tot cu coajă, da? Proaspătă, fără să o fi prăjit înainte. Deci e un pic lăptos, un pic miroase a pupă, care ați avut prin familie oameni cu stupi. Dacă ați băgat vreodată nasul printr-un stup unde sunt larvele, deci un miros animalic, un pic dulce, un pic lăptos, grețos nițel și anucă. Verm de mătase, gândiți-vă în zona aia, un pic. Dar foarte anucă, nucă sămânță. După aia miroase a fund și a prohab și a transpirației un pic. Miroase un pic a dafin. Piele proaspătă, puțin. Piele, adică proaspătă, piele nouă, dar moale, nu știu să explic. Merge în combinație cu o cireașă, dar nu văd de ce nu. Dacă te referi doar la miros, dacă vrei să ai mișto despre Tom Ford, sure. Aprohab dulce și bogat. Păstură, brav. Un pic floral, floral indolic de genul galben spre ilang, mai mult decât spre iasomie sau gardenie sau în zona asta. Deci mai mult spre flori galbene. Gândiți-vă la salcâm, deci un pic de notă florală, dar în direcția aia. Tutun uscat, bună seara, da, Braila. Și mi-e miroase și un pic a băutură. Bine, s-ar putea să miroase tot a băutură mie, că așa funcționează criorul. Dar miroase un pic a băutură. Zonă de rom-coniac pe acolo. Cam așa ceva. Foarte vag, adică să nu vă imaginați. Mie mi se pare, da, ar merge, ar cam merge. N-are nimic picant, în schimb. Nu știu de ce mă așteptam să fie un pic mai lemnos, un pic mai ceva, dar n-are. Nu, nici afumătură n-are. Știți, zice, mai ce miroase? A plastilină de pe vremuri. Știți cum miroase a plastilină pe vremuri? Aia fără culoare și o chestie. Asta, un pic a plastilina de pe vremuri. Care sunteți de o vârstă cu mine, dacă sunteți mititei, n-are treabă cu mierea, deci nimic spre albine ceară. Eu vorbesc doar de mirosul de lăptoșenie de la pupă, atât. Asta nu miroase chimic, e un plasticul ăla de... Nu, e plastilina de pe vremuri, tare. Era o leacă, dar era și dulce în același timp. Mie îmi place, sincer, că miroase, și miroase foarte natural, deci și nu e impunător, nu este nu e dulce, e foarte interesant. Undeva între plasenat pe vremuri și nucă. Cel mai pregnante astea sunt. După aia, dacă stai și tragi, începi să miroase a corp, a chestii insinuante, a sexoșenii, a din astea. Foarte interesant. E foarte blând. Da, e foarte blând. Acum nu știu cât de concentrat este ce se scoate din el, din nou. Dar este foarte, foarte blând. Nu ia spre cardamon. Nu, plastilina este cea mai gata. Dacă a venit asta în gură, nu mai. Deci vag plasticos, dar dulce, vag pelicanolul de pe vremuri, lipiciul ăla, nu știu dacă vi mai aduceți voi aminte, tot așa de pe vremuri, dar plastilina în general.
aia veche. Un pic plasticos, un pic dulce, grețos, așa, un pic nucos, un pic cremos, lăptos, arâme, nu știu ce e. N-ar treabă prenandezul, nu e tăric deloc, nu te ardi la nări. Este foarte, foarte gentil. Deci toată treaba asta este foarte dulce și foarte calmă și foarte confortabil, așa, parcă vrei să te dai cu nasul prin ea, cum face mâța prin... Da, interesant. Și un pic, un pic a pielărie, dar caldă și calmă. Dulce și bun. Deci cam asta a fost. Acum să-i dau și un gât, să vedem ce iese. V-am zis, dacă mă vedeți că intru în fibrilație, sunați la 911. E foarte suav. Lipici un borcan de plastic și clopățică, da, ăla. There goes nothing. Da, e la fel. Deci este fix. E ca atunci când mesteci o sămânță de... Tatu-o leacă. Tatu-o aduc în față. Pe limbă este ca o sămânță de floarea soarelui mâncată cu tot cu coajă, neapărat, fără sare, fără nimic. Direct de pe plantă, cu tot cu coajă, din aia cu alb și cu negru. La fix. În fața gurii, aici, că voi știți că pe limbă sunt receptori de gust și aromă, care sunt distribuiți diferit. Pe părți simțim amarul. Nu, în fundul gâtului simțim amarul, de aia când le zici... Ia să-i dăm noi lui Ionel medicamentul, deschide mamă gura că ți-l bag direct în fundul gâtului de nu-l simți. Greșit! În fundul gâtului avem perceptorii de amar. Nu vă băgați! Pe părți avem acru, deci din astea. Pe ce-ți mai înghe că e peste tot, dar mai... în față este foarte floral dintr-o dată, așa mi-a explodat în gură. Extraordinar de floral. Zici că mănânci flori de salcăm. Dar foarte... Un pic moscat, da. E moscată. A pielea. A corp. N-am lins niciodată un fund, cred. Parcă. Nu știu cum am aici chiar asta, nu pot să zic. Dar foarte floral în față. Aici. Și cam asta a fost, dragilor. Am crezut că o să termin foarte repede, dar pentru că n-am dormit și am limbariță, ne-am întins pe multe. Am zis că e mama de față, ce vrei de la mine? E? Ne-am întins pe prea multe minute și asta e. Așa, da, ceva. Deci cam asta a fost ambreta. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veniți și mâine seară. Dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, dați cu ce vreți voi. Nu mă dați. Mai spuneți și la alții neapărat că eu nu. Dacă aveți prieteni pe care i-ați invitat pe grupul Nastena, spuneți-le să nu mai scrie în particular să mă întrebe: tanti, da mie, de ce nu-mi dai drumul pe grup? Pentru că n-am timp să le răspund la toți și pentru că eu nu fac excepții nici cu mine, nici cu alții. Așa că să stea naibii la rând ca toată lumea și dacă nu și-au răspuns la întrebări, degeaba au aplicat, pentru că nu le dăm drumul pe grup. Suntem trei admini care procesăm sute de cereri în fiecare zi. Drept care, fără nicio supărare, indiferent a cui cu mătru, nu intră dacă nu face ce a făcut toată lumea la timpul ei, lui. Și nu mai știu. Și cam atât. Da, cam atât. Să zicem toți în cor. Să trecem la chestiile patetice, care mie îmi place, aceste cuvinte ne doare și ne place foarte mult. Bine le învinge, mai ales dacă punești noi o sua treabă. Cu acrea durează, mai ales la voi, că eu n-am păr și nici contează. Pe partea asta, trăiască, dacă mai adăugăm hashtag-uri, o să fie o nebunie. Trăiască și capra vecinului. Long live our neighbor's goat.
Unde ești Lexa? Nu-i Lexa. Și mai ales, și mai ales, vă rog frumos, spuneți cu toții în cor și încercați, faceți ca mine, dacă puteți, dacă vă ține. Pe unde treci? Lasă mai bine! Va pupa fata, ne vedem vineri, cu treburi foarte, fără mânjeală, cred. Dacă nu apare nimic până vineri, fără nicio mânjeală, ne vedem pe Facebook, v-am pupat. Și asta e, 1, 2, 3.